Bună seara, prieteni, suntem la minutul 91 după acest derby disputat în Giulești. Rapid o bate pe CFR. Sunt multe lucruri de comentat. Suntem în formulă completă la minutul 91. Îi salut pe invitați. Constantin Zota, bună seara. Bună seara. Basara Panduru, bună seara. Te salut, Bogdan Cosmescu. O să mergem și în Giulești pentru reacții. Primul care va vorbi va fi Ciprian Deac. Până la reacții, dar haide să ascultăm că vorbește acum. Bună seara, Ciprian. Ce s-a întâmplat în seara aceasta în Giulești? După o primă repriză bună a voastră, a fost o repriză a doua dezastruoasă? Da, bună seara. Da, după cum a spus și dumneavoastră, o primă repriză bună. Se pare că la pauză parcă am ieșit altă echipă. N-a mai fost echipa aceea din prima repriză, unde am avut două, trei ocazii mari și eu cred că puteam închide meciul încă din prima repriză. Da, care a fost situația la pauză? E un pic ciudat ce s-a întâmplat. Voi sunteți o echipă care greu cumva vă lăsați dominați de maniera asta, cumva țineți echipa adversă un pic mai sus, n-ajung să-și creeze ocazii. Da, nu știu, nu găsesc explicație. Am intrat foarte slab a doua repriză, au venit peste noi, au și reușit să marcheze repede și eu cred că acolo la 2-1 s-a terminat, parcă nu ne-am putut reveni și după cum ați văzut au urmat și golul 3 și acolo a fost gata. Ce s-a întâmplat acolo în defensivă? Ce n-a funcționat cum trebuie? Eram obișnuiți cu CFR, o echipă bine organizată și mai ales defensiv. Da, nu știu, sper să fie un accident ce s-a întâmplat în seara aceasta. E clar că nu e CFR-ul care îl știe toată lumea. Trebuie să ne revenim cât mai repede, pentru că la fotbal nu te așteaptă nimeni și orice punct contează. Atât de mult să conteze un gol anulat de VAR, acolo parcă cumva a fost o bucurie foarte mare, însă iată, s-a anulat. Da, eu nu cred că la acea fază, pentru că v-am spus, am mai avut două, trei ocazii mari în prima repriză și nu știu, ei dacă au avut ceva prima repriză, puteam intra minim cu un gol avantaj și cred că era mult mai confortabil și puteam să luăm cele trei puncte. Cipri, în acest moment aveți un singur punct din duelurile cu rivalele voastre. Nu e prea puțin pentru CFR? Da, este foarte puțin, dar din punctul meu de vedere nu e nimic pierdut. Va urma și returul, va fi și play-off-ul. Mai sunt foarte multe meciuri de jucat. Eu cred că avem timp să ne revenim și să ne batem acolo sus. A mai contat și absența antrenorului de pe bancă, crezi? Contează în astfel de meciuri până la urmă în derbiuri? Da, e clar că contează, pentru că antrenorul este cel care dă tonul și mai ales la pauză altcumva transmite el ce am făcut bine, ce am greșit. E clar că a fost un minus pentru noi în seara aceasta. Cine a dat tonul la pauză și cine v-a organizat așa? Cum s-au desfășurat lucrurile? Au fost mai mulți oameni din staff. Avem suficienți oameni în staff încât să înlocuiască antrenorul care a lipsit în această seară. Mulțumesc! Seară frumoasă! Bun, l-am ascultat pe Deacu, să avem și alte reacții. Câteva impresii despre meci. Pani. Cred că victoria este corectă, meritată. Mi-a plăcut spiritul Rapidului, mi-a plăcut ce ușor au ajuns, cel puțin în repriza a doua la poartă, până prin minutul 60, cred că puteau să marcheze 3-4 goluri. Rahmani pare că e din filmul ăsta, dar cred, cu Dugan zice, era bine și pentru el. CFR-ul... Nu știu ce vede Deac, ce zice Deac, că au 3-4 ocazii în prima repriză, pentru că baia lui Avunu este offside acolo, golul este offside, adică astea sunt offside, dar ocazia mare este a lui Ioniță, în minutul 40 plus 2. Haideți să vedem ce meci a văzut Camora, dacă a văzut la fel ca Deac. Da, dominați și trebuie să felicităm Rapid că a meritat viitoare. Da. Îți explici? Adică de ce totuși... Până la urmă părea că sunteți în control, chiar dacă spui că a fost și la cald, e greu să te... Nu, noi am diferit. Pierdut tot mijloc, n-am câștigat o minge două, am pierdut tot aproape duel 1-1. E greu așa. În față, când putem să dăm pas, alegem altă decizie, mergem să driblăm pe... Avem trei adversari, vrei să driblăm pe toți. E bine că e un... semnal de alarmă,
ce s-a întâmplat această seară, pe care nu se poate repeta și bine că e acum la început. Adică mai sunt multe meci până în play-off și trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi. Dar ce v-a destabilizat? Pentru că spuneai și tu, prima repriză a fost una echilibrată, ați avut acel penalti primit de către Rapid, ați reușit să egalați. Ce s-a întâmplat la pauză? Sau unde s-a rupt totul? Noi am vorbit după ce am egalat și în prima repriză noi eram încrezători să intrăm pe repriză două la fel, să avem și noi ocazie, dar adevărul e că noi nu am început nici prima, nici a doua repriză la început, noi nu am început bine, dar în prima repriză dacă noi am putut să echilibrăm meci după 20-25 de minute, repriză două, am fost dominați total. Devine Rapidul o candidată la titlu? Rapid, echipa tot timpul și acum au jucători buni, au antrenori buni, o echipă, normal că e o echipă candidată la titlu. S-au văzut și sezonul trecut echipele care au intrat afară, cred că locul 6, pe care nu mai avea multe șanse la titlu. Când a început play-off, tot echipele aveau șanse la titlu. Cred că așa va fi și a noastră. Spuneai tu că e un semnal de alarmă ceea ce s-a întâmplat în această seară. Aveți un singur punct câștigat cu rivalele, da? Cu FCSB și cu Rapid și cu Craiova. Ce mai trebuie lucrat? Unde trebuie îmbunătățit? Trebuie să analizăm meci împreună și să lucrăm ce nu a fost bine. Astăzi mai multă repriză două pe care aproape tot nu a fost nimic, nici apărare, nici atac, nimic nu a fost bine la... Nu a ieșit nimic la repriză 2, așa că trebuie să lucrăm. De azi am spus că e bine că e acum, că încă la început avem timp, dacă cum ai spus și tu, am făcut un punct, dar adevărul e că toți suntem acolo sus. Nu e nimic pierdut, avem un meci minus pe care trebuie să jucăm cu Sepsia acasă. Și acum trebuie să avem deja un meci de cupă pe care trebuie să câștigăm, măcar pentru murală. E important să câștigăm acest meci, că avem încă un meci foarte greu acasă cu Craiova. Ai repetat de mai multe ori că e bine că e la început, se întâmplă aceste lucruri la început, totuși știi foarte bine cum se câștigă un titlu și știi că atunci când voi ați câștigat, aveați cumva un avans considerabil în play-off. Ați învățat sau crezi că această echipă a învățat ceva de anul trecut la cum s-au desfășurat lucrurile? Nu putem uita că s-au schimbat multe jucători. Asta e adevărul, s-au schimbat mulți jucători. Nu știu, dacă vedem acum care a început primă, nu știu, 3-4, acum de cap, nu știu, dar 3-4 au jucat, așa că... Bun, l-am ascultat pe Camora, spune altceva față de Deac. Că mi se pare spune că... ce am văzut și noi, nu? Altceva față de Deac, că e important că totuși doi jucători cu experiență CFR-ului, nu neapărat că se contrazic, dar văd două meciuri diferite. Nu, Camora a văzut ce trebuie. A văzut ce trebuie, da. Da. Și a mai făcut ceva. Și a băgat și alunecare. Deac n-ar avea postura să vorbească. Păi are, dar nu a zis nimic. Nu a zis, corect. Camora vorbea, băga două alunecări, iar se ridica, iar vorbea, iar două, trei alunecări. Da, nu. N-au făcut ce trebuie, n-a câștigat nicio minge la mijlocul terenului. Au driblat în față, când trebuia să dea pasă, driblau și aveau trei în față și ei driblau, adică... Și s-a mai întâmplat ceva, Pandi, foarte important. Nu a fost în lot Ișvan Covaci. A, asta da. Fără Ișvan Covaci e complicat, trebuiește omul de bază. Și omul în plus. Omul în plus, fără Ișvan Covaci e greu să câștigi meciuri. Ar putea să fie etapa viitoare? Este cea mai lentă echipă din Superliga, în format de bază, de start. Cei mai lenți sunt cei de la CFR Cluj. Dacă se apără cum o s-au apărat cu Adana, nu deranjează. Dar dacă vor să construiască, eu n-am văzut așa ceva. Deci sunt cei mai lenți din istorie. Nu cred că este asemenea echipă de lentă. Nu are unul viteză. Pe cine? Hai să-i luăm. Mogo și Rapid, ăia doi fundași centrali. Mogo și mi s-a părut Camora e Rapid. Cândva că era Rapid când venea la echipă. Deci nu are niciunul viteză, sunt las toți. Haideți să vedem ce spune Marius Bilaș, că a stat pe bancă și a fost unul dintre cei care au condus echipa în lipsa lui Mandorlini. Probabil că va urma o analiză din partea antrenorului și trebuie să vedem exact ce probleme am avut și de ce am ajuns în situația asta. Păcat că, deși am început prost partida, am avut acele momente foarte bune după ce am primit gol, după ce am luat gol din penalti și n-am reușit să le fructificăm mai bine. După care, începutul de repriza a doua a fost unul slăbuț, modest. Bun, vrei să ne spui și nouă ce s-a întâmplat la pauză? Că a fost cu totul altă echipă
CFR-ul cu totul altă echipă Rapid. Adică da, s-a întâmplat ceva acolo. Nu cred că au fost prea multe schimbări, doar un singur jucător s-a schimbat, Luca. Da, Iuricici cu Otele. Da, acolo. Luca cu Otele, practic a fost post pe post, o schimbare post pe post, dar noi n-am început bine repriza. Aici a fost mental, cred eu că ne-am deconectat puțin la început de repriza a doua. Asta a destabilizat practic jocul, pentru că a apărut așa că în repriza a doua echipa a fost depășită cam la toate capitolele. Da, e adevărat, au fost foarte multe momente în care am fost depășiți și am și primit două goluri, am mai avut situații de a marca, chiar dacă... Îngrijorați de ușurința cu care Rapidul a ajuns în a doua repriză la poartă? Da, cred că asta poate să fie un semn mare de întrebare pe care trebuie să ne-l punem toți și așa cum după fiecare partidă se face o analiză, sunt sigur că și după această partidă se vor trage niște concluzii și sper eu să îndreptăm aceste probleme pe care le avem. Trei foști jucători ai CFR-ului, titulari în echipa Rapidului și au avut un joc așa important pentru Rapid. Uitându-vă acum, s-a greșit un pic strategia pentru că n-au dat mai mult randament la CFR? Nu știu dacă e asta o situație pe care să o analizăm ca fiind greșită. Sunt decizii pe care le luăm în timpul pe care îl petrecem la un club. S-a decis ca anumiți jucători să plece. Au fost și considerente la care a trebuit să ținem cont. Faptul că aveam nevoie să vindem niște jucători. Și până la această partidă nu cred că s-a discutat prea mult de aspectul ăsta. Spunea Mario Camora că poate că e bine că se întâmplă aceste lucruri la început de sezon. Părerea ta care ar fi despre acest lucru? Pentru că CFR-ul ne-a obișnuit ca în play-off să intre cu destul de multe puncte, chiar dacă se înjumătățesc atunci când a luat titlul. Așa pot să discut foarte mult pe această temă. Trebuie să ținem cont totuși, chiar dacă, eu știu, s-a discutat mai puțin, de faptul că avem o echipă nouă. O echipă complet nouă. Poate că e nevoie să trecem și prin aceste momente, să suferim, în final să reușim să fim mai puternici și să fim acolo în lupta pentru campionat. Da, n-am arătat bine, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și după ce am văzut în vestiar, băieții sunt conștienți de momentul prost pe care l-am avut în această seară. Îngrijorător pentru CFR, un singur punct cu rivalele la titlu, putem spune, cu echipele de acolo din frunte. E încă de vreme să spui că ești îngrijorător. Da, poate ne-am fi dorit mai mult, dar în toate partidele pe care le-am avut contra echipelor din față, eu știu, cu FCSB am fost, la egalitate. Din punctul meu de vedere, decizia unui arbitru a schimbat acea partidă. Iar singura partidă în care efectiv am fost, surprinși, dominați în foarte multe momente, a fost partida din această seară. Mulțumim! Bun, l-am ascultat și pe Bilașco. Apropo de ce spunea Bogdan Cosmescu, CFR îi se pare cea mai lentă echipă din campionat, vreau să vedem golul 3. Și aș vrea să-l urmărim pe Taxidis, un fotbalist care altfel este lăudat pentru piciorul bun pe care îl are, pasul pe care îl dă și, mă rog, faptul că e masiv, are fizic. Dar atenție, modul în care se comportă acest fotbalist, poate că înțelegem totuși de ce el acum ajunge în România, după ce o perioadă a fost chiar și prin Serie A. Nu, golul... ce gol e ăla? Golul 2. Nu, este golul 2. Golul 2, am greșit eu. Golul 2, 3 al lui Petrila. Da, nu, ăsta e golul 3 al lui Petrila, golul 2. Eu am greșit. Aici. Atenție, pe această recuperare, să-l urmăriți pe Taxidis, care are cumva o poziție cât de cât câștigată, că e mai aproape de poartă și este depășit de Rahmani, o să dăm și pe relori, efectiv nu poate să fugă. Da. Sau cel puțin asta îți dă senzația. Lent, foarte lent. Cum adică îți dă senzația?
Poate să fugă, da, dar poate el să fugă. Nu poate să fugă, nu, ce poate să fugă? Acum, ca să facem... Trage de ele, uite-l ce trage și are așa un... Nici nu știu ce e ăla, ce viteză e. Nu poate, el vrea să facă un sprint săracul, dar nu poate. Bine, și poziția... A fost bine, Pandi, că ne-a dat și golul 3, că putem să facem o comparație. Bergodia are viteză mai mare. Da? Da, bine, are și noroc că n-a făcut vreo ruptură cu viteza asta. Bine, are viteză mai mare, Bergodia. Nu, n-ai cum. Nu, asta nu e niciun fel de viteză. El săracul vrea ceva, dar nu poate deloc să împingă în picioare. Bine, și la construcție Dani mie mi se pare destul de lent, pentru că orice jucător în ziua de astăzi care are mingea și face 3, 4, 5 atingeri, nu face decât să-i aducă pe adversari în propriul careu, să-i aducă pe toți cu fața Pandi, la minge. Tu ai de toate, dar vorbești de alte campionate. Eu am pe urmă șocat faza din, cred că din repriza a doua, când Săpunarul mergea. A mers 10 secunde. Da, cu mingea la picior. Deci merge. Nu ataca nimeni, și la jumătatea lui, băi, nu se va, nu vei vedea. Nicăieri așa ceva. Da, așa e. În campionat, nicăieri. Deci să mergi, nu să alergi încetişor. Nu, mergea și era, se uitau toți la el și lumea era mulțumită. Da, și a durat 10 secunde treaba asta. Și asta se întâmplă foarte și des. A fost la un meci la sub 21, Anglia cu Israel, parcă? Vă aduceți aminte? Când englezii, acum la turneul final, englezii aveau mingea și ei stăteau în propriul teren acolo, nu veneau la nicio... Și stăteau și aia cu mingea la picior, dar stăteau cu mingea la picior, înțelegi, ca să-i aștepte să vină cine. Nu vine nimeni de la Israel. Nu, stăteau, nu aveau nicio treabă. Rahmani iarăși marchează două goluri. E adevărat, ratează penaltul, dar bagă mingea în poartă și marchează aici, mai are ocazii. Și aici Dida mai norocul, la fel. Da. Tot e ca la penalti. Ai tras în portar, dintr-o poziție... A avut vreo 5 ocazii. Dintr-o poziție bună. Dar oare pe aia pe dreapta, când poate să dea colțul lung, nu dă la scurt. Nu, și aia. Șutul ăla din... Șutul ăla când vine mingea sărită. Vine mingea sărită, el trage la scurt, dar dacă dă una la colțul lung, e direct gol. Eu zic că e mai bun ca Dugazici. Nu prea să vede pierderea lui Dugazici. Eu zic că e mai bun. Dar e de vreme. Nu l-aș compara. Are altfel de fugă, e altfel, e mai mobil, parcă și mai tehnic. Păi și nu-ți trebuie așa ceva? Trebuie, dar cred că trebuie și Dugazici. Cel puțin în campionatul nostru, eu așa cred că trebuie și Dugazici. Adică el cu Dugazici lângă el, probabil un... în spatele lui Dugan zici să-și aleagă poziția stânga-dreapta, cred că l-a ajutat și pe el și Dugan zici ajuta Dugan rapid. Dugan zici lângă el acolo, puteai să spui că Rapidul își depune candidatura clară la doi atacanți? Nu, să fie ai amândoi în echipă. Doi, să în fie... echipă în ce sens? În lot sau în echipă care se joace? Decizia antrenorului, joacă cu unul, cu doi. 10 acolo sau ceva, un 4-2-3-1, el acolo. Nu doi, poate doar în situații de... urgență, așa, ce faci dacă se accidentează? Vezi că el și golurile pe care le dă, nu le dă din număr 9, Dane. Adică el nu stă ca Dugan, zice, acolo, 9, în careu, pe mijlocul porții să-i vină mingea. El fuge stânga, dreapta, vine tot timpul în alergare. Uite-l și aici, unde e. El e altfel de jucător. Dar dacă mai dă 3-4 goluri, la iarnă îl vinde. Deci poate să dea și o pas. Foarte bine, asta este ideea în România. Vinde, dacă poți face afaceri, faci afaceri. A fost o investiție, 600.000 de euro. Și dacă dai cu 2 milioane, ai făcut bani, cum? O fi rău? Atenție, acest fotbalist. Păi da, dar ce vrei atunci? Că așa de fiecare dată vine unul... Păi ce vrei atunci? Păi nu, ce vrei? Hagi, ce vrea, nu vrea, câștigă două campionate. Nu vrea nimica dacă câștigă două campionate. Aici știi care e problema, Pandi? Că depinde de unde vine oferta și ce ofertă e. Că dacă vine un club și pune așa o sumă și dă lui contract de vreo 7 ori mai mare, cum îl mai poți păstra? Eu știu, dar atunci tu înseamnă că niciodată nu o să ajungi să câștigi campionatul. Că tot timpul când e un jucător bun, pleacă Dane de la Dugan tine. Dane Dugan zice, a avut de 7 ori oferte mai mare? Ca banda? Ca leafă? Leafă, da. Ca leafă a lui, fără discuție, 1 milion? Da. Spre un milion. Nu credem noi. Credem noi, pe noi așa putem vorbi de credem că dacă le dă la câte 30 de milioane, arunca și lui 1 milion, nu? Dacă vrei să-i campionatul tu rapid, zici cât ai Dugan, zici 15.000 sau 12.000 sau cât. Uite, ai 25.000 sau 30.000. Și îți facem o clauză de 8 milioane sau de 10 milioane. Și mai dăm, dacă luăm campionatul, mai e 150.000. Da, și vine, și află Săpunarul și spune, bă, maestre, vreau și eu 40.000. Ok, nu, dar spunem acum, dar la Iperahmani. La Iperahmani, până în decembrie dă 20 de goluri. Vin unii, dau 1.500.000, bă, trebuie să mă lăsați că primesc 1.500.000. Iară pleacă. Da. Păi ce vrei să faci atunci? Că asta este întrebarea. Ești o echipă care iei să vin sau e echipă care și vrei să câștigi ceva? Să vedem ce spune Petrila, cel care a marcat ultimul gol al meciului.
Nu mi-aduc aminte în acest sezon să fi avut atât de multe șanse în debutul, în primele 15 minute ale unui meci. Ne-a motivat bine împreună cu Mister. Ne-a spus ce am greșit în prima repriză și în a doua repriză am reușit să corectăm acele greșeli, să zic așa, și ne-am mers bine în a doua parte. Sincer, intri cu mai multă poftă într-un meci atunci când vrei să demonstrezi că meritai mai multe șanse? Dar nu vreau să demonstrez nimic. Am jucat ce am știut eu, cât am putut. Am dat totul pentru Rapid și așa o să fac în continuare, indiferent de adversar. Totuși, cât de bine te simți aici la Rapid, ținând cont că, iată, ți se dă încredere și dacă tu simți că ți regăsești ușor-ușor potențialul pe care l-a văzut toată lumea în tine la un moment dat? Mă simt foarte bine, mi se acordă foarte multă încredere și cred că și eu, la rândul meu, dau această încredere înapoi, să zic așa. Cu ce credeți că ați surprins voi CFR-ul în această seară? Nu știu dacă am surprins cu ceva, cred că știau și ei că dacă vin Giulești trebuie să luți pentru a câștiga. Noi am luptat mai mult și se pare că ne-am dorit mai mult victoria în această seară. Cât de importantă e această victorie contra CFR-ului, ținând cont de pedigriul pe care l-are CFR de a câștiga trofee și cât de mare încredere vă dă vouă, evident, să vă bateți la titlu, cum spunea și Rahmani, de ce să nu credeți în asta? Da, e o victorie foarte importantă, cum am spus, 3 puncte care ne duc pe podium în clasament, din câte știu. Da. Nu știu ce să spun. Ești fericit? Sunt fericit, da. Ce s-a întâmplat în vestiar? Bucurie mare? Nu, bucurie mare, bucurie ca după oricare altă victorie. Știi ce vreau să te mai întreb? Ce v-a spus Săpunaru la început de joc? Ați vorbit acolo, v-a spus ceva foarte apăsat Cristi Săpunaru. Asta o să rămână între noi. El știe foarte bine cum să ne motiveze înainte de fiecare meci și cred că asta s-a văzut în teren. Are câte un discurs de obicei la meciurile importante? Are foarte multe discursuri. Dar... Are foarte multe discursuri bune pentru a ne motiva. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și o seară frumoasă. Bun, am stat pe Teila, că discutam despre Rahmani. În momentul în care CFR l-a transferat pe Krasniqi, având același agent, Rahmani a fost propus CFR-ului. Și nu l-au vrut. Nu l-au vrut, da, exact. Nu l-au vrut. E adevărat, era un pic mai scump decât Krasniqi, pentru că Krasniqi intrase în ultimele 6 luni sau în ultimul an, pe când Rahmani avea contract. Dar nu era inabordabil. Le-a fost propus, a spus, este disponibil, în sensul că puteți să-l cumpărați, urmăriți. L-au văzut, au zis, nu se piază pe stilul nostru, nu are forță, și nu l-au luat. Dar voi să-ți povestesc ceva? Și ce jucători au ei acolo? Ani în urmă, Steaua a bătut pe Dinamo Zagreb, care scăpa Croația Zagreb. La vremea respectivă, în preliminar. I-a bătut 3-2 de plasare. Dacă mie îmi zici? 97-98. Mie îmi zici? Nu mai știu. Nu mai tu mai ai. 30 de ani în urmă, nu se înțeleagă. Nu, dar ideea asta. Vezi că a dat gol, cred că și aici și acolo. Păi primul gol, cine l-a dat? Eu țineam minte că cei doi atacanți ai lui Dinamo Zagreb erau Goran Vlahović și Darko Kovacevic. Nu, Kovacevic nu cred că e. Ba, dar Kovacevic? Și le-au fost propuși. Nu, Kovacevic era în Spania atunci. Kovacevic nu cred că era. Nu, n-a fost la meciul ăsta. Vlahović, da, pentru că dă golul și se lovește cu Kovacevic, nu știu dacă a jucat în meciul ăsta și iese. Deci era în lot. Nu știu dacă... Acolo ei ne dau gol 1-0. Dar Kovacevic, zic, era și el nu știu dacă a jucat cu voi, dar era în lot. Nu. Mă rog, și le-a fost propus cui? Jumătate de milion, celor de la Steaua. Nu cred că era, dar... Să ia, zic că nu sunt suficient. Exact ce ai zis tu, că nu se pliază, că... Da, dar măcar Steaua atunci avea totuși un trup. Avea, dar Goran Vlahović și Darko Kovacevic au luat de poate la momentul pe Jean atunci le-a dat și două goluri. Da, poate la momentul ăla nu-mi dau seama ce vârste aveau atunci. Cine rău, pe asta zic. Rău aia. Și atunci poate că totuși de pe Steaua atunci avea o echipă trăznic. Deci și Rahmani e bătrân? Nu, da. Haideți să vedem câteva declarații și din partea lui Ioniță. Bună seara, da, ne așteptam. Cu siguranță am întâlnit o echipă foarte bună, foarte puternică, dar așa cum am mai spus-o, dacă intrăm cum am intrat la meciul cu Dinamo, cum am intrat la meciul cu Farul, e greu ca să ne bată cineva acasă și noi avem o echipă foarte bună și am demonstrat și în seara aceasta. A intrat în primul 11 în această seară, e răsplătit încrederea lui Cristiano Bergodic, o pasă de efect. Spune-ne dacă ai avut așa emoții cumva de a răsplăti această încredere până la urmă. Aveam nevoie să joc bine pentru a demonstra că pot fi în primul 11, pentru că n-am fost niciodată în campionatul acesta. M-am așteptat rândul, m-am antrenat foarte bine. Trebuie să fiu mai calm în fața porții, pentru că am avut și vreo 2-3 situații de a marca.
Dar ușor, ușor sper să vină și golul. Mă bucur că am putut să mă ajute echipa și mă bucur că, că am reușit să câștigăm și să joc bine. Pune-ne un pic și despre acea pasă. Ne mai lipsesc așa aceste execuții de finețe și e frumos să vorbim și despre. Da, încerc mai mereu să fac ceva în plus, mai ales că poziția recomandă să faci lucrul acesta, mai ales în ultimii 20 de metri. Am plecat pe culoar, am văzut că mă pasează fund și Rahmani la rândul lui trebuia să plece mai departe și mă bucur că n-a ieșit. Deci a fost instinctiv cumva, știai că trebuie să fii acolo, n-ai avut timp să... Da, pentru că eu dacă plec în spatele lui, el clar trebuie să vină să mă susțină, pentru că dacă nu o face, n-aș avea cui să pasez. Și el este un atacant care vine la primit, pasează, ține de minge și mă bucură acest lucru pentru că aveam nevoie după plecarea lui Marco. Alex, multă lume a sperat și speră în continuare ca tu să fii ceea ce mulți au văzut în tine. Spune-ne dacă simți că în acest an poți ajuta cu adevărat echipa Rapid pentru a merge spre un titlu, pentru că asta își dorește lumea de aici. Asta îmi doresc și eu, de aceea m-am întors de la Rapid. A fost visul meu de mic să joc pentru Rapid și mi-aș dori din toată inima să ne luptăm la campionat și să câștigăm și cupa. Este drum lung, trebuie să luăm meci cu meci. Eu sper că pot face lucrul acesta și sezonul trecut, chiar dacă n-a fost unul foarte bun, consider că atât cât am jucat, am dat 10 asisturi și am reușit să-mi fac treaba undeva la 50-60%. Anul acesta sper să fac mult mai bine și mult mai mult. Și Doamne ajută să ne luptăm până la final. Te ajută mai mult relația aceasta cu Cristiano Bergodi? Știe, poate să-ți vorbească în așa fel încât să te motiveze? Da, este un antrenor foarte ofensiv și domnul Mutu m-a ajutat. Nu am să reproșez nimic nimănui, nu vreau să dau de înțeles ceva. Ție? Pentru că știi că se așteaptă tot timpul, se așteaptă ca Alex Ioniță să explodeze, să arate ce știe, pentru că are calitate. Da, dacă sunt lăsat în pace și sunt lăsat să-mi fac treaba pe teren până la final, consider că pot să ajut 90 de minute meci de meci această echipă. Mulțumim! Mulțumesc! Bună seara! Da, l-am stat pe Ioniță. Între timp, Pandi de până la amintire. Nu, Cvitanovici, nu, că nu Kovacic. Cred că ne-a dat gol la casă. Da, adevăr, Croația Zagreb se numea atunci. Croația, da. Croația Zagreb. Dar și s-a întâmplat, nu? Că Franiu Tuchman a spus că Dinamo e nume comunist. Am văzut un documentar pe Discovery și că trebuie să se schimbe numele în Croația. Și ei au zis, Bad Boys Blue, au zis, nu suntem de acord. Și a zis, hei, nu sunteți de acord voi, cine sunteți voi? Și a venit la o meci și a dat foc la lojă, a dat peste cap gărzile și a fugit. Și a zis, aveți dreptate, se cheamă înapoi Dinamo, dar e mai bine. Avem și fază de arbitraj, să le analizăm până când vine Bergodi, dacă avem timp. Penalti pentru Rapid în startul meciului, centrală Adrian Cojocaru la acest meci. Haideți să vedem faza, domnul Zota. Da, Uzvec în duel. Uzvec, Funcio, este un atac întârziat, neglijent. Contactul este evident, nu este foarte tare contactul. Ce mă face să cred că este mai mult penalti, că după acest contact, piciorul lui Funcio se duce puțin în spate. Deci, cred că are acoperire arbitru, este puțin în zona gri, dar este mai mult penalti. Ok, Pandi? Eu nu văd nimic din ce zice. Piciorul se duce în spate pentru că îl trage el în spate, nu pentru că l-a lovit. Ia uite, după 5 minute trage piciorul ăla. Nu l-o lovește? Cum să nu lovească? Piciorul ăla dus în spate de la lovitură? Să luăm așa. Zvec. Deci piciorul ăla după 5 minute dus așa deodată în spate. Zvec îl lovește sau nu? Băi, Dani, îl atinge, Dani, nu-l lovește. Nu. Dani, aici nu sunt de acord. Asta nu e atingere. Asta nu este atingere. Zvec vine în viteze. Cum e atingerea asta? A fost nimic. Ăsta e nimic doar. Mie nu mi se pare. Deci uite-te dreptul ăla. Ia uite acum. Uite cum... Păi da, pentru că e lovitură, Pandi. Este lovitură. Aici vedem... Și după 5 minute îți pleacă imediat. Piciorul. Imediat! Cum după 5 minute? Păi vorba este, minute, este mișcarea... După 2 minute, scuze, este nu după 5, că dacă este e așa... Mișcarea... După 2 minute. Ia fii atent de acum.
dacă lovește Pandi, element, cum adică? Deci tot, când tot funcție e vinovat, când te lovește cineva da? Se, în picior, ți se duce piciorul. A, deci nu tot, după deci 5 tot funcție e vinovat că lovește Zvec. Asta îmi spui, nu? Exact asta îmi spui. Deci eu spun ce, ce vrei tu să... Păi nu, spui păi că, ce, că este ce, vinovat Funcio. Eu, cine a spus că e vinovat Funcio? Păi dar cine e vinovat la eu faza asta? Eu spun că piciorul ăla drept nu se duce așa din cauza la lovitură. Mă interesează pe mine cine e vinovat, okay. Caut vinovatul. Mie mi se pare că nu se duce e treaba mea să caut vinovatul. Piciorul ăla drept nu e de la lovitură. Dacă era de la lovitură, ți-l lua și ți-l ducea. Andrei, mai este un element care... Care e element? Că mă totuși învăd niciun ai făcut element. O comparație cu, da. Cu șut. Da. Aici Zvec vine, vine în viteză, are o altă, are inerție și îl lovește pe Funcio în viteză. Deci, are altă forță contactul. Eu nu discut ăsta. Că nu l-o atinge. Probabil că l-atinge. Păi dacă asta tu spui probabil atinge, înseamnă că ai dubii că îl și deci, atinge. Asta îmi zici tu. Nu, eu spun că nu de la lovitură. Tu, dacă tu zici așa, probabil că l-atinge, tu înseamnă că ai dubii. Tu spui că l-atinge? Nu, eu spun îl lovește și îl lovește clar. Lovește, da. Nu, piciorul la drept nu se duce de la lovitură în partea aia. De lovitură. Pentru că se duce din prima, nu după 5 minute. Să-l ascultăm pe Bergodi. Pune, cum se poate spune, ritmul. Dar am început bine, prima repriză când am mers în avantaj, după ne-au dat gol și am pierdut un minge acolo la mijlocul terenului și ei au plecat tot cu mingile pierdute de la noi. Și ne-au un pic, cum se poate spune, faptul că ne-au dat gol după a fost anulat, a fost nu, pe offside, ne-au un pic, eu cred, așa speriat. Și pe teren probabil nu eram așa curajosi, pentru că după oricum am avut și situație în care eu și al doilea parte din prima repriză. După al doilea repriză nu pot să vorbesc de ceva că a fost extraordinar al doilea repriză cu ocazie, o sumedenie de ocazie în al doilea parte. Înainte de a vorbi tactic, v-am văzut sprintând așa, probabil că mi s-a părut că vreți da. Să deveniți glumind un pic al doilea atacat de Rahmani. A venit Ionuț Voicu și v-a depărtat de acolo. Da, vedeam însă înainte că aveați trăiri foarte intense pe marginea terenului la 2-1 pentru dumneavoastră, încă da. Aia a fost descătușarea cumva la 3-1? Nu, n-a fost o descătușare. Când te speri un pic că în prima repriză i-am dat un pic de curaj la investiare, la pauză, pentru că se vedea că era un pic temători după că, repete, au egalat și au avut acest gol anulat în offside și atunci un pic de curaj pentru că cred eu că avem o echipă bună, cu calitate și al doilea repreză am arătat extraordinar, zic eu, nu e că vreau să fac cinestie, dar sincer când ai 15 minute, ai 4 ocazii în fața portarului și cel portarul a fost cel mai bun și după ai o altă ocazie după că te duci 2-1, 3-1 și altă ocazie cu Orazio că aparată acest șut de numai asta cu hotel, mi se pare, și atunci cred eu că numai felicitări pentru băieții și ritmul, cum am jucat întotdeauna în față. Uneori, dacă este un lucru, poate fi măcar că trebuie să ritmul, să punem ritmul, adică să nu întotdeauna mergem în față acolo, pentru că au o nouă învățată, că nu sunt un profesor, dar da, juca întotdeauna direct acolo și am intrat un, cum se poate spune, totdeauna era o tranziție negativă, una ei, una noi, și o situație, ocazie și azione și asta nu trebuie, când este în avantaj și 3-1 trebuie să și gestioneze ritmul partidei. Evident, când lucrurile ies bine, antrenorul a fost inspirat. Și v-aș întreba care a fost jucătorul cu care ați fost inspirat astăzi în primul 11. Mă, nu știu, toți 11 și cine a intrat au jucat bine, nu vorbim. Da, dar măcar dacă trebuie să... o vorbă măcar pe un jucător, se poate spune, măcar pe Alex Ioniță, che a fost prima data che ha jucat titolare și a arătat foarte bine, dar și Albu la mijlocul terenului, împreună cu ceilalți, dar știți, când măcar nu au puțin de minute și Albu pe picioare și la fel Alex, e normal că trebuie să îi felicităm pentru că au făcut un match extraordinar. Ce le-ați spus la pauză? Cumva lucrurile deci, au intrat cu totul altfel.
altă motivație, alt scenariu, parcă părea un alt meci. Da, zi, da, e adevărat, s-a dezvoltat un meci incredibil de frumos, pentru că, repet, în primele 15 minute al doilea repriză am avut 3-4 ocazii, nu știu ei dacă s-au un pic, mi se pare, dezechilibrat, pentru că oricum fiecare acțiune de tranziție pozitivă pentru noi, adică când furam mingea, eram acolo și am ajuns în careu ușor. Și asta a fost bine. După nu am dat alți gol, pentru că oricum am avut 3-4 ocazii clamorose în al doilea repriză, în primele 15 minute. Dar la pauza nu, i-am zis numai de avea mai mult curaj, pentru că i-am văzut un pic așa fricosi, când s-au un pic așa surprinsi când ei ne-au dat gol, au egalat imediat cu Deac și după gol asta în offside, că am așteptat mult pentru a după a fost anulată și asta ne-a un pic dereglat din punctul de vedere mental, dar după, oricum, echipa nu a renunțat niciodată și a în continuare, a jucat și al doilea repriză, a făcut o repriză, cred eu, cel mai frumoasă repriză de când sunt eu aici. Accidentarea lui Brown e serioasă sau nu e ceva îngrijorător? Nu știu, eu nu știu, pentru că am văzut că a ieșit, am băgat Onea, că n-ar trebui să joace acolo, măcar sus, în fața la Brown, pentru a închide jocul, dar speram că nu va fi nimic de serios. Unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-ați avut la dispoziție Rahmani în cariera dumneavoastră de antrenor? Da. Se poate spune că dintre și în Italia, când am antrenat în Italia și aici în România, cred eu că e unul dintre cei mai buni, probabil cel mai bun atacante, pentru că are timpul de joc, știe când trebuie să dea mingea, când să protejeze și asta mă bucur, pentru că l-am luat noi și e un atacant foarte bun. Vă mulțumim. Mersi. Evident că e mulțumit. Ne întoarcem la faza cu penaltiul. Deci, domnul Zotar a spus penalti, tu, Pandi, ai spus că nu e penalti. Eu cred că Mortant. Trebuia și roșu pentru Zvec. O lovitură gravă de tot, care putea să-i facă fractură copilul acum a pățit. Asta de nu am zis. Este un penalti pe care nu l-aș da niciodată. Și nu se va da niciodată decât în România. Nicăieri în lumea asta mare, nicăieri. Nici în campionatul din Albania 2, nu se dă asemenea penalti. Deci spui că nu e. Nu poate fi penalti niciodată. Eu zic că e penalti. Omul ăla se aruncă pe jos, nu, niciodată nu cade din cauza contactului. Eu zic că e penalti. Simte un contact. Și cu stângul pe ăla ridică. Simte un contact. Da? E un contact. Ridică și stângul ăla de pe pământ. Bă, dacă orice contact e penalti, că... Păi dacă ai dat la farul acolo, normal că acum orice atingere minusculă văzută cu microscopul e... Asta e atingere minusculă. Deci zboară și piciorul stâng. Ia uite de la piciorul stâng. Ia uite. Da, cade. Și piciorul stâng e de pe... Lovește gâstor și de-aia cade. Dacă voi țipați mai tare, nu înseamnă că aveți dreptate. Corect, noi ne-am pus... Dar nici dacă vorbești mai încet, nu înseamnă că ai dreptate. Dar n-am pus nimic concluzia. Știți care e concluzia? E 2-2. Dacă știi de cauza, avem noi, că nu o să înțeles expertul. 2-2 poartă în casă, Marta, e 2-2. 2-2 poartă în casă. Asta da. Când ești expert, da. Aici pe mine, mai mult decât asta, pe mine m-a mirat faza offside-ului, unde iarăși este o fază de vară în care... Stai să ajungem cu... Anticipăm, bănuim, pare să fie offside. Dacă mai avem până la faza, mai avem o fază, minutul 14, cu Rapidul care a solicitat un penalti. O să o vedem și pe aceea înainte să... Îi dă în mână aici. Nu, dar vine din picior. Mingea lovește... Îi dă în mână. Acum tu spui că tu ești expertul. Da, mingea lovește mâna, dar îi vine din... Și dacă tu stai cu mâinile așa, e ok? Cum stă el așa, trebuie să stai cu mâinile? Ca la baraj, zici că e Cristina Neagu. Tu așa stai cu mâinile? Este o devire din picior. Vezi că pute să stai ca Neagu? O mână o are pe lângă corp și una uite unde o ridică. Zici că e Neagu? Că sare să blocheze cumva, șutul. Da, să blocheze, nu deci, Neagu, portar zici portar, că ești. Da. Deci mie nu mi se pare ok, vine din picior. Dar nu are, din punctul meu de vedere, acțiunea jucătorului nu are nicio intenție de a lovi mingea cu mâna. De a bloca trecerea mâna și vine prima oară în picior. Este o distanță între locul unde lovește mingea cu piciorul și mâna, cred că e jumătate. Deci nu e sancționabil, da? Nu. Ok. Golul anulat de care vorbeam mai devreme, Bogdan, minutul 34, este foarte importantă faza, se petrece la 1-1. Bagă mingea în poartă CFR, atenție, Fanionu nu este ridicat. Deci Fanionu nu este ridicat și VAR anulează golul. Astea au fost condițiile în care s-a ridicat această fază. Cred că a durat vreo 3-4 minute. Mai repede decât mă așteptam. Da, mai repede. Aici s-a decis offside. Mi s-a părut că e offside. Mie acolo, mi s-a părut, da. De la mi s-a părut până la e,
Problema mea este următoarea. Ce văd pe afară? Da? Că mă raportez și eu. Ești convins că ăsta e offside? Ce ne arată această imagine și cu linia asta? Adică vă dumirește cu ceva? Și că genunchiul ăla mai... Eu nu ți-l nu văd nimic. Eu nu văd că e offside sigur aici. Nu, la genunchi nu, dacă e la umăr. La umăr. Eu nu văd nimic pe aici. Pe umăr că vine ceva jos, roșu, nu? Păi nu vine roșu ceva? Da, ceva. Este că e proiecția. Păi să fie albastru este care să fie în offside. Dar eu te întreb așa, Pandi, pe ce vedem? Aici e pe zoom. Pe ce vedem? Aia e ceva roșie acolo sau văd eu? Este. Pare. Ce e aia? Nu știu, pare. Probabil că este aici, proiecția de la... Asta aici, proiecția nu? Umărul. E umărul pe e umărul asta, proiecția da? pe linie. Și liniile ce sunt? Albastru cu roșu sau ce? Nu știu, păi eu par o singură linie. Așa tu vezi două linii acolo? Nu știu, roșu, mă gândesc că ar trebui să fie ceva roșu cu albastru. Asta e problema mea. Când îți arată rezultatul a ceea ce au făcut în camera VAR, trebuie să fie în mod clar că e offside sau că nu e offside. Nu, eu așa deci cred. Ar trebui să fie două linii, clar. Exact. Adică cea albastră și cea roșie. Este suprapun, probabil. Da. Atâta apropiat de suprapun. Nu, dar dacă se suprapun, nu e offside. Exact. Nu știi, dar poate să... Nu contă. Pare ochiometric că e offside, dar... Facem abstracție de ochiometric. Avem VAR, Bogdan. Și nu știu, dar eu cred că ei nu ochiometric au dat. N-ai cum să dai așa că crezi tu că... Păi ce-au văzut ei altceva în afară de asta? Probabil că au avut altceva în afară de asta? Probabil că e ceva. Sunt două linii acolo și una este mai... Nu știu cum. Păi bun, mai... și ai prezentat faza asta, da? Păi, da, iar ne luăm după faza aia când vine CFR-ul și ne spune că trecerea ce, de pietoni Pandi, aia, trebuie o chestie, de biciclete, Pandi. Că nu. O arată pe aia greșit sau Pandi, ce Pandi, eu trebuie arată. Un singur lucru. De ce mi-a arăs mie, telespectator, această fază? Exact. Asta. Păi nu mi-a arătat, lasă-mă da. În pace, zic că e offside. Dar de ce a arătat-o pe aia atunci? Nu știu. Ținite cu trecerea nu știu. De dar de ce mi-a arătat pe asta? Asta mă lămurește bine că e offside? Zi tu că a fost offside, că ai alte imagini. Nu pasă cu malea și poate o dau pe asta în greșeală. Habar n-am, nu știu ce fac acolo. Păi și mereu e greșeală? Păi mereu e o greșeală, poate nu fi ușor. Noi ne uităm afară și vrem că cum arată ea afară să arătăm și noi. Dar nu cred că e același lucru, nu e același soft, nu are aceleași condiții. Mai am o întrebare care poate să influențeze la vis-a-vis de ce spuneți voi. Din ce văd aici, pare că linia e strâmbă. A, Bașca, să nu mă raport cu ce? Oricare eu e tras prost, ori linie ești strâmbă. Da, aici ai perspectiva, ai unghiul. Exact. Camera, dacă nu este fix pe linia trasată, nu trebuie să fie paralelă, pentru că unghiul de filmare, practic, modifică... Nu ai fost bun la geometrie, nici noi n-am fost în post. Nu, dar mi-a explicat cineva și așa este. Eu am fost bun la geometrie, dar din ce văd aici? Deci, linia care se trage la offside nu trebuie să fie paralelă cu linia de centru, cu linia careului mic, cu linia careului mare, dacă păi da, pentru că unul camera care se filmează nu este fix pe linia trasă. Da, și e logic să fie așa, pentru că se deformează unghiul. Eu cred că ei ceva au văzut. Nu au cum să dea ceva fără să vadă. Adică nu adică cred. La pante acolo dacă au văzut? Începem și cu asta, băi, nu, stai o secundă, acolo e altceva. Dacă începem și cu liniile astea, Pandi, chiar și să așa spunem că și liniile astea... Și de ce avem problema așa? Pentru că tu decredibilizezi VAR. Dacă noi suntem patru în camera VAR și vedem clar că e offside, punem liniile, dar prezentăm altceva telespectatorilor, ăia ce cred? Prostia pe care am prezentat-o noi. Și nu lași o urmă de îndoială? Asta spun, dar nu dai offside dacă nu e offside. Ei au acolo ceva, nu aici, dat poate din greșeală. Nu spun aici că cei afară au văzut concluzia că nu e offside și au spus hai să dăm offside. Nu spun asta. Păi asta spun. Nu spun așa asta. Au spus cred, hai să dăm offside. Nu mi se nu e, dar dăm. Pandi, știi cum e? Pandi, eu cred că lor li s-a părut că este offside. Cred că asta nu cred. Eu nu cred. Că lor mi s-a părut că asta este foarte grav. Eu așa cred. Să nu mai punem varul atunci. Există posibilitatea asta ca cineva care e acolo să mi s-a părut. Păi atunci... Nu pot accepta. Deci o diferență. Nu cauți că nu e offside și a dat offside. Nu pot accepta să mi se prezinte imaginea asta să spună iată de ce e offside. Ei au făcut o gravă eroare. De ce? Pentru că, de exemplu, cam până acum noi am dat credibilitate totală VAR-ul în ceea ce înseamnă offside și chiar a ajutat de multe ori, nu? Da, da. Prin ceea ce au făcut în seara asta, poate că decizia lor este bună, poate că cel mai probabil e bună. Este, da, și cel este mai probabil e bună. Corectă. Ei nu fac decât să infirme că alte decizii au fost la fel de corecte, pentru că nu ne dovedesc, nu ne arată de ce s-a luat decizia asta. Poate să fie un albastru peste roșu ceva pe acolo? Păi nu, dar dacă este așa, nu e offside. Dacă se suprapun liniile. Că linia roșie e dată de linia atacantului și linia albastră este dată de linia fundașului.
Dacă ele se suprapun, nu e offside. Dacă linia roșie e mai aproape... Dă cu roșu ăla, adică atacantul... Adică vine asta vine, linia aia roșie dacă vine de sus acolo, din numărul ăla. Noi să stăm să analizăm linia VAR-ului ca să ne dăm seama cum au gândit cei din camera VAR. Mi se pare că nu e... Arată acolo ceva, nu? Umărul vine, baia roșie. Păi nu știu ce e roșie acolo. E ceva, ceva mic. Este proiecția, este... perpendicular. Din număr vine pe linia roșie, exact. Cum ar veni. Eu, dacă aș fi Cristi Balaj, acum aș face scandal. Vorbesc serios pentru imaginile astea. Și pentru penalti și pentru asta. Acum e de făcut scandal. Pauză. Nu să mi se explici că în alea n-au fost penaltiuri. Da. Aici e de făcut scandal, dacă îți faci scandal. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză, ne întoarcem la minutul 91 imediat. Am revenit în direct. Suntem lămuriți, dacă a fost sau nu offside? Păi 2 la 2 și... Iarăși 2-2. Care 2-2? Păi iarăși 2-2. Care 2-2? Că zici de penalti. De offside. Da, de offside. De offside am zis. De offside eu zic... Stai, abia aștept să văd reacția lui Cristi Balaj. Chiar sunt curios. Eu nu cred că o să zică nimic. Ok. Nu știu, am zis că aștept să văd. Da, nu cred că o să zică nimic, pentru că probabil că știe și el, știe sigur ce se întâmplă acolo, cum e. Dar acum vă întreb și ceva, linia alba, că noi vedem o linie albastră, da? Da. Ce reprezintă? O linie albastră peste una roșie. Linia albastră a speranței. Linia albastră ce reprezintă? O linie orizontului. Nu, serios acum. Nu, eu din ce acum presupun? Ar fi locul de unde linia roșie intersectează gazonul. Eu așa cred. Al umărului... Linia albastră trebuie să fie cel mai apropiat corp al fundașului de poartă, corect? Cel mai punct exact, al fundașului așa, de corp. Așa, nu da, cel mai apropiat da, punct da, de... Nu. Păi și care? Aia e mâna lui... Nu știu cine e de la Rapid acolo. Păi da, dar mâna nu se fune. Păi asta spun, ce linie asta? Că nu înțelegi nimic. Vreau să spun ceva. Ce trece? Mâna trece, nu dacă ea e albă sau ce... Cât trece din mână? Pe unde e linia? Prin mână. Nu știu, ce e aici? Asta, zici, ce e asta? Păi aia atâta e mâna? Nu știu, dar ce e asta aici? Păi e mâna aia. Păi asta zic, dar trece de linie, nu? Dar nu contează mâna, ce treabă ai cu mâna? Păi asta spun. Păi nu, dar asta zic, aia albă trece de... E interesant, cu VAR-ul e mult mai interesant să discuți despre arbitraj decât fără. Vorbesc serios, la interiul vedeai bine? Ce? Pentru da, că aici dacă îl dai la inter... Și ziceai, da. N-a văzut. Aia, grea faza. N-a văzut faza, grea, da. N-a văzut, hai noroc. Dai credit? Aici, dai credit arbitrului că nu s-a văzut, dar aici este... Păi nu, aici chiar era o fază de dat credit, serios. Asta, clar. Pentru că e chiar la limită. Da, vine VAR-ul, dă o decizie, ok. Bă, dar arată-ne exact să pricepem da, și da, noi da. Pe ce ai luat decizia. Că altfel ne lași în ceață dacă... Nu, e da, posibil să vină Vasaras cu o imagine filmată din peluza aia în spate, care să rezulte că e offside clar. Nu, Vasaras și cum va explica faza asta? O să zică că este... S-a intrat faza la soft, s-a demonstrat că e offside. Mai departe... Păi da, adevăr e ca nu. Ați înțelegi? Nu putem să contestăm. Sunt două variante. Ori nu merge softul... Cum adică nu merge? Nu știu, e posibil să nu meargă, e prost. Păi și dacă nu merge softul, cum adică nu poți să contezi? Nu știu. Păi nu știu dacă e. Și acceptăm niște decizii luate de un soft. Nu știu, păi nu știu dacă e. Cum adică nu merge softul? Sau din moment ce ni se prezintă o fază rezolvată cu o linie trasă, cum adică nu merge softul? Softul a mers. Eu spun că așa o să spun, albastra, linia albastră este peste aia roșie, roșia este, nu știu cât, cu 0,02 cm sub și a fost offside. Așa înseamnă că avem un soft învechit de la 1847. Păi nu de la 1847, dar la 1770 îl avem, că n-avem ceau ăia pe afară, nu? Așa nu avem? Nu faci la 3D, bani și toate. Nu, păi dar ăla e de Champions League și numai Champions League și Italia și Serie A. Da. Am nici măcar Premier League nu l-are pe ăla. Și noi ce avem? Unul împrumutat sau mâna a doua sau nu cum știm. Avem? Păi, dar nu vrei să avem ceau ăia. Costă bani din păi bani. Nu, dar stai puțin, am luat de la unii, nu? Sau ce am făcut? Noi am luat un soft anume sau cineva... Păi nu, a implementat UEFA, nu poți să faci tu ce vrei. Nu. Nu da, poți să cei la noi e și în Bulgaria. Probabil, și în Serbia și unde mai fi. Nu, dar am luat unul fără opțiuni. A, da. Noi am luat unul fără opțiuni, să fie mai ieșit. Doar în România să nu fie varul din Italia. Să tragi doar o linie, nu două linii. Da. Trage al pastru și după aia faci tu. Și aia roșie desenezi cum vrei tu. Desenezi cum vrei tu de sus, pe unde vrei tu să cadă. De ce mă? Nu aia albastră se trage automat. Aia roșie îl trage cum vrei. Și atunci asta ce arată? Asta e offside. Păi ce vrei? Ăsta e softul la noi. Semi-automat, nu e automat. Deci unul ați trage automat și altul cu mâna. Adevărul că la o fază de genul ăsta ar fi amuzant să fim camera bar.
Eu cred că ei trec apele pe ei. Deci eu cred că pe ei trec apele. Da, mai ales că sunt și sub presiune. Ăla cu jocarul tot spune, ce facem, ce? Și ăla zice, stai un pic, că să vedem cum tragem. Dar ei că nu dau pe asta, ci bă, ăștia, o să râdă de noi, sau ce, o să se întrebe toți ce am dat. Auzi, crezi că își pun astfel de întrebări? Nu, nici nu interesează. Nu, aici e într-adevăr. Dacă am fi noi în camera VAR și facem linie trasă și softul când prezintă cu noi și spune un milimetru offside, ce-i transmite în centralului? Dar de ce nu faci, nu faci o dată o din asta? Băi, ăștia din camera VAR, lăsați-mă și pe mine la nu știu ce. Nu știu, să văd și eu cum se... Măcar să știu că tu după aia vii și le explici oamenilor. Domne, softul este așa, 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 nu știu ce. Dacă este linia albastră și nu se vede aia roșie, dar să știți că acolo se vede pentru că am văzut, nu știu cum. Adică dacă explici oamenilor, probabil că o să înțeleagă. Știi care a fost problema în seara asta? Că puteai să spui că nu e linia albastră, nu e linia roșie. Și că în seara asta a fost linia vișinie. Numai că și CFR-ul și Rapid aveau vișiniu. Mai avem două faze. La ambele Rapid solicită penalti. Prima dintre cele două analizate în finalul primei reprize, minutul 45+4. Le vedem repede și pe acestea. Contează mai puțin pentru că Rapid oricum a câștigat meciul, cea cu golul anulat era important. Nu, dar aici trebuia să-i dea și bine a făcut, da. Că i-a dat cartonașul galben. Da, ce simulare. Crezi că se duc toți jucătorii de la CFR și atunci nu mai are ce să facă? Sau nu, dar fluierase simulare. Fluierase deja. Și când fluieri simulare trebuie să dai galben. El întrerupsese meciul, nu lăsase faza să curgă. Poate, dar lui să spun că nu ai nicio vină pe Trila. Nu trebuie să încerci ceva, la cum se dau penaltiuri, trebuie să încerci și pe asta. Că poate și aici era, n-a putut el să facă un contact mic acolo. Da, da. Că făcea un contact mic pe gamba lor, era penalti. Ăla stătea pe loc și el. Da, și ăla atingea cu puțin cu dreptul și... Acum ce-i drept ce? Păcat să nu încerci. Păcat să nu încerci și că... S-a dat galben, dă-mi încolo. Ok, îți asumi un galben, exact. Trebuie să încerci. La cum se dau penaltiurile, n-ai voie să nu încerci. E păcat să nu încerci. Și mai este faza din finalul meciului, cred că chiar ultima fază a meciului. Cu o mână care atinge mingea. Dar Funciu nu poți să tragi, nu știu, băi, n-ai cum să tragi cu talpa, cu călcâiul, cu ce tragi, n-ai cum să tragi din poziția aia. Nu poți să tragi cu călcâiul. N-ai cum cu călcâiul să tragi dacă mingea asta. E clar că mingea îi vine mână. Mingea îi vine mână, dar jucătorul este jos, mâna este într-o poziție naturală. Cu călcâiul, da. Vine de la distanță mică. N-ai mă cum să tragi cu călcâiul. Nu se impună acordarea unei rătituri de pedeapsă. Nu încearcă să... Eu cred că Sava-i dă mingea. Sava respinge mingea în mâna lui. Și vine și de aproape. Și de aproape. De aproape. Ok. Bun. Hai să mergem mai departe. S-a jucat aseară Sepsi FCSB. Am primit aseară despre fotbalul bun din acest meci. Golurile nici nu mai spun că au fost absolut formidabile. Te întrebi însă cum echipele trec așa dintr-o parte în alta. Adică Sepsi a început sezonul formidabil. Da. Scoate pe CSKA, cât a fost? 5-0 la Geneza? 6-0. 6-0. Mare surpriză. Da. Trece de Actobe sau cu cine joacă în, da. Din... Bătând în deplasare. Da. Și-o dă cu Bodoglimnu, că și-o dă, duce meciul în prelungire, de la egal la egal. Cum a dat-o cu Bodoglimnu? A atacat, s-a apărat impecabil și a ieșit pe contre. E bună, a fost o strategie bună. Pe aici nu zice ceva și nu știe să așa. Ce se o să atace, să facă, să fie largă. Să atace dacă păi... 1-0-6 te să ataci. Că păi sunt... e 1-0-6 pentru că Varga la driblează la mijlocul terenului. Asta e altceva. Și e n-ai lui în nu spate. Și pentru că șut se duce și face ba da, pressing. Ba da, dar bă, nu iau să așa greșește și Mitriță de vreo două ori, dar Ovidiu Popescu se duce și face pressing da, pentru că știe da. Că atinge mingea de câte două, trei ori la deci, fiecare. Deci după părerea mea, în meciul de aseară, Șepsi a încercat să face totul altceva și n-a putut să alerge. Din ce motiv? Da, asta e ciudat că Sepsi a avut 7 zile de pauză, da, n-a putut să alerge. De ce n-a putut să alerge? Nu știu. Vorba lui Pandi cu Francisco Junior care îl bagi ca să alerge și lupta să alerge. Deci în minutul 60 venea înapoi, mergea înapoi. Tocmai, el care nu știe nimic altceva. Da, păi de ce te bag? Ca să alergi să rup. Ca alerg, rup. Păi el venea înapoi. Mie mi se pare meciul de aseară încă o dovadă că FCSB-ul anul ăsta ne arată tuturor că are echipă și are bancă, nu știu ce antrenor au, cine este, cine face echipa, cine? Dar ne arată că poate să câștige fiecare meci. Bă, și nu știi, indiferent ce echipă bagă în teren FCSB-ul, dar la Sibiu ți-a arătat? Dar la Arad ți-a arătat? Mă, când te aperi cu ei, încă o dată, dacă vrei să-i dai o șansă mare,
Deci probabilitatea cum... Da, au fost niște probleme acolo. Costele, vreau să te întreb ceva. Da. Când ai șansă mai mari să o bați pe FCSB? Jucând deschis cu ea? Sau încercând să închizi și să profiți de greșelile pe care cu siguranță le va face în apărare? Cum tu așa, ca, eu zic că ai șanse mai mari. Ca arbitru. Să stai în poartă. Ca expert arbitru. Să stai, da, să stai în poartă cu toți și să iei prins pe contraatac. Decât dacă te iei cu ei la trântă, pentru că au super jucători. Mai are cineva în liga asta noastră, făbăiești ca Florinel Coman, ca Darius Solaru, ca Avian Popescu, ca tehnic, ca talent. Aici, aici este o altă discuție, pentru că a început meciul de la 1-0 și n-ai ce să faci. Aici poți să faci ceea ce a făcut, nu știu, Real cu, cu City. Chiar dacă era condusă cu 1-0, a stat și s-a apărat până în minutul 85 și a zis avem 5-10 minute, atunci trebuie să încercăm. Dar ei au încercat. Admitem că FCSB are cel mai bun lot în momentul ăsta? De departe, da. Pandi? Și eu zic da. Ok. Cât crezi că va, consta, că va conta imixtiunea lui Beccali? Adică o astfel de echipă, se pare că e suficient de bună și are un lot suficient de bun cât să treacă peste dezavantajul ăsta că patronul are o implicare directă? Ca să dacă echipă. Mă uit la ce s-a întâmplat anii trecuți, nu poate decât să strice. La un moment dat. Da. Nu știu când, dar că a stricat, nu? Da, da. De fiecare dată. Acum nu știu ce să spun. Acum cu... cu... toate invențiile astea, pui pe cine vrei în centru, pui pe cine vrei unde vrei, tot sunt cei mai buni. Sunt cei mai buni. Adică nu, nu știu anul ăsta dacă mai pot să le faci ceva cu toate alea ale lui. Deci e greu să cred. Iar și aici, după meciul de la... Deci joci, după care te duci la Hermannstadt, după care vii aici, mă gândeam că meciul ăsta o să... fie o problemă pentru ei, cel puțin din punct de vedere fizic, după meciul cu Hermannstadt. După ce aș cu Uta prost, e o mare aici, aici mi se pare că au venit, ce să zic, după o săptămână de, de, de cantonament. Dar nu e prima oară, Pandi. Au pierdut cu Uta. O secundă. Fără, fără Coman, fără Pantea și omul pe Crăba. Ai spus după săptămână de cantonament. Păi așa a fost. Ah, păi vezi, deci așa... i-au plecat. E, așa a apărut, adică oamenii ăștia au părut super odihniți la meciul ăsta. Sibiu și nu s-au mai întors, au stat doar acolo. Deci au dus direct la Sfântul Gheorghe. Dar totuși joci meciul cu Sibiu, nu? Îl joci, dar... în care fizicul m-ai arătat. N-a arătat rău, dar ai jucat prost. N-a arătat rău. Dar acum, după 3 zile de la meciul de la Sibiu, te gândești că poți să arăți puțin mai rău, nu? Te da, gândești. Dar atenție că e important ce spui. Păi, eu jucătorii n-au plecat acasă. Exact. Au stat în regim de cantonament. Exact așa a apărut. Odihniți din cantonament, au venit și... Ai fiecare duce acasă și nu poți să știi dacă la 12 acasă, dacă deci la 1 acasă. Deci asta e soluția, Dane. Facem, băgăm, vine un antrenor mai dur, la geamă, să iete păi și tu, bagă 6 luni în cantonament. Cum crezi că câștigă Carabacu campionatele? Cum crezi că joacă prin cupele europene și bat pe ea? Venind acasă, dormind acasă și în ziua meciului se duc acolo? Nu, dorm vreo 2-3 zile în cantonament, înaintea ăia sunt pe acasă și ei sunt acolo. Sunt odihniți cel puțin, da. Că dacă tot nu putem, nu suntem buni, da? Măcar să avem în ceva. Măcar să fim odihniți. Da, nu știu dacă mai vreau merge, nu că mai merge. A spus că, o chestiune interesantă. Că nu mai care merge. E sportul acum în România, care e la cel mai înalt nivel și a fost la, la Jocurile Olimpice? Canotajul, nu? Da. Știi că... Tot 6 luni, da, mă. Nu, păi da, nu dar știi ce? Noi venim și dăm exemplu tot timpul canotajul. Dar noi vrem doar să ne urcăm pe, pe podiumul ăla, știi, la canotaj. Munca. Că dacă începem să întrebăm pe cei de la canotaj... Mă, cât stați în cantonament? 11 din 12 luni stăm în cantonament. Ne convine? Câte două antrenamente în fiecare zi. Și dacă te văd pe Popovici, când se scoală Popovici, la câte scoli? Păi mă trezesc la 4 și când voi vă întoarceți pe partea aia altă, am și eu un antrenament făcut și mai fac nu știu ce și sunt și la școală, înțelegi? Și atunci te întrebi, băi, cu, de ce sunt cei mai buni la canotaj? În primul rând că nu sunt prea multe țări, da, da, nu știu ce, dar de ce sunt cei mai buni? Pentru că ne pregătim, după părerea mea, cum nimeni nu se pregătește. Că nu mai poți să te pregătești așa, nu știu cum îi convinge pe, pe ăștia. Păi nu, ia, asta, asta este sistemul, înțelegi? Da. Dar noi de-aia suntem buni acolo. Hai să facem și noi ce facem acolo, să ne antrenăm mai mult ca toată lumea. Tu crezi că, de exemplu, așa, un exercițiu virtual, că evident că nu se poate întâmpla. Să zic o echipă de rapid. Să zic că stă tot, tot sezonul în cantonament. Zau așa. Crezi că ar avea? Nu, ai trecut în pantă la un exercițiu virtual, am dat și eu. Nu, n-ai cum, nu există. Pandi, normal că nu există. Eu ziceam așa ca...
Eu îți spun că am auzit de Carabac și ce fac și uitându-mă la rezultatele, da, câștigă campionatul an de an, antrenorul ăla este de 12 ani, nici nu stă bine, știe tot bă, unde se duc, la 11-12 trebuie să fie acasă, nu sunt acasă, bă, știe bă, oricum, dar n-au cum să facă rezultatele astea și prin cupele europene, surprizele alea, așa că se antrenează câte o oră și stau ei la acasă șpriț, la șpriț și... N-ai, e imposibil. Eu înțeleg că nici dacă tu te duci la maraton, nu înseamnă că trebuie să faci câte un maraton în fiecare zi până când vine maratonul, nu? Corect. Înțeleg și lucrul ăsta. Trebuie să faci fragmente din maraton și când vine maratonul să-l alergi odată, da? Exact și la fotbal. Nu poți să te antrenezi. Parcă nimeni nu se antrenează atât de puțin. Nu ca știu. Noi, nimeni, nu? Eu nu știu, că în fotbal mi se pare. Adică nu cred că... Că la, bă, asta spun, la bă, ce vrei, la not, vedem ce fac oamenii ăștia, adică, mă, ca să fii un campion, cred că trebuie să faci altceva decât fac toți. Iar că nu ești nici strălucit, cred că de trei ori trebuie să faci alte lucruri, adică, tu, în primul rând, trebuie să fii super odihnit, super, știu, mergem acasă, facem, trecem, nu-s nici da, cu cantonamentele, dar găsiți o soluție. Care a fost de curând un meci, acum, în Premier League, acum vreo 3 săptămâni, a avut City un meci important și l-a câștigat cu greu. Și a transmis echipei și a venit și la conferința și a spus, gata, am câștigat, meci important, era sâmbătă, avem miercuri. În seara asta nu bere, nu nimic, toată lumea acasă, ne odihnim până miercuri, ne odihnim cu toții. Și crezi că așa au făcut? Da. N-a mișcat nimeni. N-a mișcat nimeni. E, uite, luăm alt exemplu. Regele câștigă campionatul anul trecut și auzim că le spune, bă, nu mai stați în cantonament. La meciurile de acasă. Da, nu mai stați la meciurile de acasă și pe care le câștigă pe toate? Acasă. Pe culme. Da, pe toate. Bine, unul să zici, da, dar rest diferență mare între cei acasă și cei de plasare, nu? Ce facem? Păi nu mai, duceți-vă acasă, dormiți, veniți direct la bă, meci. Și uite ce se întâmplă. Eu nu spun că să stai în cantonament, pentru că ce spuneai tu și bă, deja 2-3 zile, nu mai dai în alte nebunii. Dai oboseala drumului. Nebunii erau aici și nu mai dai în oboseală psihică până la urmă. Da, corect. Dar, de asta spun, canotajul e una... Ar trebui să se pregătească mai mult, asta este liber. Nu știu asta... Dar nu există, fiind câștigându-se bani mulți repede, nu mai e niciun nu mai e motivația să-i tragi de tine. Eu înțeleg că luăm niște lucruri, cum se antrenează aia pe afară, aia pe afară la un moment dat, pentru că ei, dacă observi, la începutul campionatului au niște probleme și la alergare și la tot, după care când încep să intre în ritmul ăla din 3 în 3 zile și au pregătit vezi, da, tot ăsta, știu ce au de făcut, e altă fugă față de începutul campionatului. Da, eu nu zic că trebuie, nu știu ce, dar... Da, mai este ceva. Un jucător de 19 ani, de 18 ani, e imposibil, după părerea mea, să antreneze o oră pe zi, indiferent ce îmi spui tu mie. Nu, așa nu e, știu, vii și faci individualizare, faci ceva, faci nu știu ce, faci cumva, dar nu poți să-i, da, să ai 19 ani și munca ta e oră. Și la unul ești munca acasă. Ta e oră. La unul ești acasă. Da. Nu e, undeva nu e în regulă. Pentru că nu ești... De Bruyne, da? Păi pleacă De Bruyne tu acasă, nu? Tu ai, tu De Bruyne vine el și lucrează separat. Adică ăla poate, ăla poate. Că nu mai are nevoie de nimic, a vine și mai face. Păi ăla lucrează și tu care ai nevoie de încă nu știu câte lucruri, nu faci nimic. Două faze repede aici din perspectiva arbitrajului, după care luăm o pauză. Un posibil al doilea cartonaș galben pentru Francisco Junior și evident dacă trebuia eliminat. Minutul 45, finalul primei reprize la scorul de 2-0. El avea cartonaș galben și are această intrare asupra lui Miculescu aici. Miculescu, da. Domnul Zota. Este... Cred că vrea să-l împingă, să-l... Nu mi se pare că intenția lui este să-l lovească. Problema apare după aceea. Când... vedem că Miculescu sângerează. Dar din ceea ce văd aici, nu mi se pare că ar fi de galben. Ziceți că nu vi se pare. Nu mi se pare, dar apare efectul. Apare sângerarea, care este undeva la... Are mâna mult peste umăr? Când se duce... Direct în față. Da, pe asta. Direct în falcă. Tu zici că Miculescu nu e mic, nu e băluță. Da, că zici că a trecut, păi, a rezistat... Mai pe lângă tine, știi, greșeală. Și e pitică, da. E, da, îl lovești. Miculescu e înalt. Pot să spun că e în zona gri, așa, dar parcă nu duce mâna să lovească. Dar ținând cont, arbitru ar fi trebuit să judece aici mai mult după efect.
El controlează foarte bine faza. Da. Vede, nu, nu, e, da, este efectul. Nu a reluat jocul și vede că îi sângerează. Și atunci, la acțiune, poate de-aia nici nu reacționează. Am înțeles. Uite, Dane, stai puțin că vedem acum. Uite de la jucător. Nu asta, jucătorul cu numărul 17, da? Uite și tu la Jean-Pierre în spate. Da, mi se pare... Doar el? Deci, nu, dar numai la noi. Deci numai la... Băi, noi avem niște gambe de nu are nimeni în toată lumea asta. Nimeni. Deci nu putem să tragem o Jean-Pierre că, pleznește de gambă. Mai avea la Brailslav Ivanovici. Da, dar ce... Dar avea gambele cât corpul jucătorului. Ce au făcut? Au lucrat la sală. Au mers pe jos când erau mici. Mult. Ce au făcut fratele meu? De toți au câte o gaură în Jean-Pierre. Bă, dar ce gambe avem noi, mă, frate? Așa e interesant, da. Găurile alea... Tată, ce mușchiulos ești. Păi am văzut la unul de la Craiova tăiat de vreo 3 în dungă. Toate îl strângeau tot, da? Bine, mă, mai tăiem mâine și tricou, că poate ne trezim. Nu vezi niciunde așa ceva. Sunt câteva cazuri în care ar trebui tăiate tricourile și le știm și le-am comentat aici, de acolo sunt alte situații. Corect. Tricourile de ce nu și le taie? Că pe unii pleznesc tricourile, foarte bună remarca. Serios, dacă... Iasă burta prin tăietură. Auzi, Pani, corectează-mă dacă greșesc. La Cupa Mondială din Africa de Sud, parcă erau unii care au jucat cu tricouri, fără mâneci. Nu, nu, nu. N-au jucat fără... fotbal? Parcă da. Nu. Greșesc că sunt, am nebunit? Parcă au fost unii care nu au avut tricouri fără mâneci. Tricouri de astea, gen... Da, știu ce spui, dar eu nu mi-aduc aminte să fiu permis. Poate erau tatuați și... Africanții și ceva? Nu în Africa neapărat, nu mă țin, parcă se... Da, poate mă înșel. Eu nu știu, știu. Asta ce povestea, ce povestea Nicolae Rania. Nu mă știu. Îmi zicea că avea probleme cu Dobrin, că Dobrin... nu suporta jambierele și le lăsa jos. Înțeleg că așa ai procesat. Da, așa nu aveau nici apărători atunci. El și Rainea spunea că el n-a acceptat. Și a venit odată Dobrin, Nică, te rog eu frumos, lasă că... Nu, domnule, nu. Avea și un dar așa de a vorbi Rainea. Și a zis că și le-a ridicat, dar până la jumătate, măcar, și era Dobrin, așa. Păi și Cămătarul, nu juca tot. Și Cămătarul la fel. Nu, dar nu poți să vezi găurile alea, că n-ai... Și parcă sunt la tot mai mulți fotbaliști. Da. Păi asta spun, gambe așa mari avem în campionatul ăsta. Dacă era Sepsi, da. Sepsi avea niște gambe. Fă la stânga. Da. Avea niște gambe uluitoare. Păi ăla nu și le tăie. Nu, nu și le tăie. De ce ăla cu cele mai mari gambe nu le tăie? Iar ăștia care au gâmbuțe taie toate jambierele. Pauză, ne întoarcem. Da, am revenit în direct. La Ucluș-Craiova avem o fază care mie mi se pare foarte interesantă din perspectiva arbitrajului și foarte importantă pentru că este cea de la golul egalizator marcat de Nistor în final de meci, chiar dincolo de minutul 90. Și nu a fost în platou la emisiunea de după meci și chiar sunt curios cum o interpretați. Brigada a interpretat în felul următor, gol valabil, inclusiv cei din cabina VAR din moment ce n-au intervenit. Se pune întrebarea dacă e sau nu hands la Sila, dacă îi vine mingea în mână și dacă îi vine, dacă este sancționabil acest lucru. Din ce vedem aici, pare că îi vine în mână. Îi vine sigur, în cot îi vine. În cot. Da. Da, în cot. Ok. Nu văd că este o intenție de a juca mingea cu mâna, însă este un alt articol de regulament care spune că dacă mingea înainte de a se înscrie un gol este atinsă cu mâna de un jucător al echipei în atac, golul se anulează. Adică această fază este considerată ca fiind adică imediat după ea, păi, se marchează un gol. După ce atinge mingea, vine e mingea la Nistor. Mâna, teoretic. Da? Nu, 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 așa. Că e o diferență aici de interpretare. Dacă noi interpretăm faza asta strict, pasă cu mâna, dacă este e offside. Nu, da, ce offside? Deci, noi interpretăm asta. Să facem abstracție că e gol, Pandi. Da. Să spunem că da, facem abstracție că e gol. Da. Este sancționabil acest sens? Nu știu, nu. Vreau să văd ce spune specialistul, că nu știu. Deci dacă facem abstracție că e gol, este sancționabil? Cred că da. Și spun de ce. Că mi se pare că ridică, în momentul când ajunge mingea acolo, mi se pare că ridică puțin cotul. Mi se pare că ridică cotul puțin. Și că și armăria are a corpului, spuneți.
Bine mingea de sus, bine, iar ajung să spun că este în zona gri și că este într-o luptă cu adversarul. Și că totul e gri. Într-o luptă gri. Nu, dar... Tot timpul. Este clar că ridică puțin mâna sus și lovește mingea cu cotul. Uite, vezi aici, ridică puțin, vezi? Sunt puține domenii de activitate în care regulamentul este atât de permisiv. Se poate întâmpla aproape, deci cum să spun? Ăștia greșesc când sunt atât de departe de adevăr încât n-ai cum, dar totdeauna este. Poate e hens, poate că nu. Asta este faza foarte bună care ne ajută. Pentru că faza asta ultima, cred eu că ne arată că prima oară când mingea coboară, când vine de sus, atinge mâna atacantului. Pentru că dacă vedem o altă fază, ai senzația că îi vine mingea din piciorul fundașului. Dar aici de sus, mâna ridicată puțin cotul, îi cade mingea pe mână. Și atunci eu spun că este sancționabil. Să văd că arbitrii n-au considerat această fază ca fiind una după care îi mai se scrie un gol. Pentru că altfel este clar că atinge mingea mâna și atunci trebuie anulat. Este clar că atinge mâna. Deci aici eu atunci sunt nu mai contează cum îți atinge mâna. Nu, atâta timp cât VAR-ul nu a intervenit, ei au apreciat că nu este o... Nu, poate este că nu sancționabil. Poate că nu a fost sigur că îi atinge mâna. Păi și la companie a fost sigur că îi atinge mâna? Nu. Acolo e mai puțin vizibil decât aici. Nu, la companie, Pantea. Nu, la Hermannstadt. Că acolo a anulat gol. Da, eu cred că acolo discuția e greșită din stat. Mi-mi spune că e fault în atac acolo. Nu, dacă era fault, se ducea arbitru să vizioneze. Pe atenție, eu spun decizia lor. Dacă era fault, era chemat arbitru să interpreteze dacă e fault sau nu. Pe când dacă e hands, este direct. Și ce au gândit de a lăsat golul? Nu au văzut că a atins mâna, sigur. Ori n-au văzut. Nu, asta eu nu cred. Bun. Ori nu cred. Au considerat că nu este sancționabil. Asta da. Da, dacă n-au văzut, asta nu cred. Cred că i-a sărit din minte faptul că mingea a sărit imediat la Nistor și a fost gol. Nu există. Nu, păi asta este... Atunci acum, păi nu. Atunci ești pus acolo. Este vicie de rezultat. Deci au văzut 100% că i-a dat mingea în mână, dar au considerat că... Cum bă, asta e de considerat aici, Costele? Nu e un regulament pe tot fotbalul ăsta, pe toma pământul ăsta, că dacă ți-a sărit, dai cu mână, gol cu mâna. Că poți să adaugi imediat în timpul meciului ceva. Arbitru trebuie să te faci. Adaugi imediat în timpul meciului. Era maur. Mai zic că nici nu diclez prea bine, am și scuze. Da. Nu, mă, de tu, mă, cum trebuie să vezi bine, nu? N-aveai pe cineva în spate? N-am. Ai ce prost. Asta e prost, într-adevăr, da? Nu, asta e prost. Asta e cel mai prost. Am înțeles. Practic, asta contează. Vedem și intervenția pe care o are Țicu asupra lui Iancu la meciul Petrolul Hermannstadt. Deci că l-am comentat, mă nebunești de fiecare dată cu asta. Atunci hai să vedem doar fotografia pe care a prezentat-o el. Mai bine. Hai să vedem doar fotografia, să nu mai prezentăm intrarea, să vedem cum mi s-a rupt piciorul. Fotografia făcută de Răzvan Păsărică. Asta este intrarea. Pe nu sunt vedeți că aici pe postul. Nu, că e doar fotografia. Asta, fotografia, da, asta nu vezi nimic. Excepțională. Fotografia? Este excepțională. Excepțională? Da. Repet, foarte rar se întâmplă ca o fotografie să arate mai bine decât imaginile în mișcare. Eu vreau să fac o paralelă cu rugby-ul. Rugby-ul, din cauza nenumăratorilor comoții care apăreau, pentru că intrau la cap, vizau capul direct. Au zis, bă, nu mai văd ce intrare la cap este... Și acum și dacă din greșeală, atenție, nu mai există de mult intenție să intre. Înainte intrai să-l nimicești. Ăsta era scopul, să-l scoți de acolo cumva. E, acum orice lovitură la cap este cartonaș roșu direct. Indiferent că stai puțin, că n-ai vrut, că veneai în viteză. Ție, n-am nimic cu Țicu, numai că trebuie să se dispară asemenea intrare, pentru că e omoară. Spuneam lui Dan, n-a fost la un moment dat orice intrare de la spate și nu atingeai mingea. Era sancționată cu cartonaș roșu? Da, a fost te duceai niciodată în zona de atac violent, atac brutal. Pentru că trebuie să te duci pe... Bine, aici nu e chiar din spate, că e din lateral. Probabil că într-o situație din 10.000 se întâmplă zerul piciorul când intre așa. Da, au mai fost el deja, el făcuse întors de aici. Când abia atinsese, aici da. Deci când abia la atinse, cu o fracțiune secundă, aici să-i rupă niciodată. Atins deja se duce, vezi, gheata se duce, piciorul se duce. La Colici cu Mihalache a fost aproape la fel. Da. Corect. Așa, acolo parcă a fost mai puțină intensitate ca aici. Așa, și aici vedem din ce a scăpat Coman la intervenția lui Onea. Fai de capul meu. Asta era la Coman. Da, era la Coman. Îl rupea pe amândouă. Era mai sus. Numai că ăla a fost un pic mai agil. Da. Păi nu, ăla a fost mai isteț și ai că a văzut. Nu, dar aici nu ai, era aici nu aveai ce să fii isteț, că ai deja piciorul drept. Nu ai piciorul drept, te duci, nu mai cum, ți-a rămas ăla acolo.
Dar nu intrările astea care n-au... Uite, da, unde e mingea și unde te duci, nu au cum să fie lăsate așa. Nu mi se pare că e corect. Da, nevăzând, am văzut faza asta, tot mintea rămâne la fază. Eu am spus că, după părerea mea, era cartonaj roșu dacă el îl lovea cu piciorul ăla stâng în sus aici, în pulpă sau ce e aici. Da. Adică tu cum intri așa acolo? Da, ce cauți acolo? Ce cauți cu piciorul ăla stâng acolo, așa? L-ați suspendat. Ați aplica o suspendare foarte mare lui Țicu sau nu e corect să judecăm așa doar pentru că cumva dintr-o astfel de intrare s-a bine, oricum este analizat și judecat pe o situație agravantă aici, pentru că consecințele sunt grave, sunt evidente și probabil că va avea ceva etape în plus. Ați vrut să spuneți ceva de faza precedentă de la Craiova? Tot gândeam, eu am întrebarea asta și tot, ai văzut, de multe ori eu îți răspund cu întrebare. Da. Bă, dar de ce n-a intervenit VAR-ul, mă? Că, pentru că, uite, și Pandi și Bogdan și tu spui, băi, sigur au văzut când că mingea îi cade pe mână. Sau că îi vine mână, da? Sau că îi vine mână, okay. Da, direct. Bă, de ce nu intervii? Bă, păi de ce aș interveni? Păi mă, tu ai intervenit și aici vreau să fac completarea. Pentru că din mâna aia, tu îți creezi un mare avantaj pentru că mingea ajunge la Nistor care șutează și înscrie. Am înțeles. Și acum te întreb eu, cum întreb și tu. Nu este o legătură între cel care e la VAR și cel care e la centrul terenului? Să nu-l deranjeze, să nu-l cheme, să nu ceva? Nu știu, că prea mi se pare că vezi lucruri și nu acționezi. Și dacă vezi lucrurile, vezi că îi dă în mână, nu acționezi, nu zici nimic, atunci hai să mergem puțin mai departe. Este o legătură între cel de la VAR și central? Nu interveni, nu mă chema, să nu mă deranjez, să nu-mi scadă nota, și după să aia, și după aia, tot discutăm despre lucrul ăsta. Îl trec transpirațiile pe Vasara să inventeze până joi explicația alte prostiile astea, înțelegi? Eu îți răspund în două feluri aici. Și una dreaptă și una mai puțin dreaptă. Cea dreaptă este, trebuie să există o legătură și legătura este doar regulamentul și aplicarea lui. Asta este singura legătură și instrucțiunile de folosire a VAR. Și al doilea lucru pe care cred că îl știe toată lumea este această luptă între Vasara și cel care a implementat VAR-ul în România, între Deaconu. Și atunci cred că sunt bisericuți. Și cine pierde aici? Echipa, nu fotbal. Pierde nimeni, toți câștigă. Aici este greșeala. Se face că pierde, nu pierde nimeni. Asta e sigur, asta e paradoxul, că de pe unul pierde nimeni. Asta e urât. Dar tu știi, i-aș fi de acord cu tine dacă mi-ai spune că sunt doar anumiți oameni la VAR și anumiți oameni la centru. Nu există. Adică, asta spun, adică aș crede ce îmi spui, da? E o bătălie între ei, pentru că oamenii ăștia sunt numai la VAR și oamenii ăștia sunt numai la centru. Dar dacă oamenii ăștia de la centru sunt și la VAR și de la VAR la centru, atunci nu păi mai văd bătălie. E mai rău. Eu văd legătură. Mai rău că eu văd legătură. Eu când ești la centru, când ești la centru, tu trebuie să decizi, eu nu intervin, nu te deranjez. Trebuie să fie o aplicare uniformă. Care nu... Tocmai păi... aici e, că fiecare ideile lui și de aici este și lupta, este o aplicare uniformă. Ne oprim. Mulțumesc mult, am comentat și despre arbitraj și în această etapă, deși nu au fost chiar așa multe faze ca etapa precedentă. Da. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Ne oprim aici. Să aveți o noapte bună.